Am pățit amuntoză că vroiam să iau o bucată dietele mea din frigider și am... Nu, 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 să nu umbli acolo, că n-am tătă mi-i comandată, tătă mi-i prătămată și nu am și nu știu ce-o-i face. Nu, no, băgând s-o pus, s-o socotit-o, s-o cântărit-o, s-o pregătit pachetele ce-o avut precomandă, mi-au rămas și mie oarece niște capti pe acolo, dar nu așa să trăiești, hai să fim serioși, nu. Hai, recunoaște și spune tot. Recunoaște. Mă iei așa ca din oală, de parcă aș avea ceva de recunoscut. Recunosc că-s foarte harnic și foarte isteț, dar astăzi e duminică și-s relaxat. Nu e adevărat, ai greșit cu multe, ai greșit față de mine și nu vrei să recunoști. Am greșit că mi-a căzut părul din cap după 10 ani, 12 ani, 14 ani de căsnicie. Am greșit că am avut speranțe care nu s-au realizat. Am greșit că... Ce-am mai greșit? N-am mai greșit nimic. Îți spun eu că eu pe toate le știu. Ai greșit că ai rămas fără inspirație și ai greșit că ai rămas fără chef. Am greșit că am rămas cu regen la matematic odată prin clasa 7-a, 8-a. Extraordinar! O profesoară care era... Auzi! Taci că te aud copii! Auzi. De fapt, așa mi se pare că am rămas odată pe toamnă. Imaginează-ți că avem o profesoară care lăsa câte o clasă întreagă cu regentă. Și prin clasa a 5-a, când am nimerit noi la ea prima dată, deja era recunoscută pe tot județul Bihor că făcea asta, adică lăsa copiii corigenți. Și pe la mijlocul primului semestru ne-a pus așa o întrebare, așa să se dea aia mare, zice: eu, zice, dau 10 numai la Dumnezeu, nota 9 dau la îngeri și la sfinți și 8 îmi dau mie. Asta era premiza ei. Fantezia ei. Și credincioasă femeie, oricum. La un moment dat zice doamna profesoară, și acum ați minte, Dodea o chema, nici mai știu cum e Dodea, ce fel e Dodea. Și zice dumnea ei pe la începutul primului semestru, dacă mi-am amintesc bine, zice: acum vă pun o întrebare și cine răspunde corect la ea primește nota 10. Puuu, cât am auzit! Na, toată lumea cu mâinile pe sus, ghici cine a răspuns corect. Nu tu. Eu am răspuns corect. Singura notă, stai să vezi ce notă am luat. Am răspuns corect, dar incomplet. Și nu mi-o dat 10, că mi-o dat 9, că a fost incomplet. A fost singura mea notă de 9 din toată cariera mea de matematică de gimnaziu. N-au zice, ai răspuns corect, dar incomplet și îți dau 9. Deci m-am simțit printre îngeri în momentul ăla. Da, și prin clasa 8-a, mi se pare, într-unul dintre semestre, am ajuns și... Nu știu dacă chiar am ajuns corigent la matematică sau amenințat cu corigența, că așa făcea ea, să te ducă la meditații, te ținea în 5-5-6. De-abia scoteai un 6 la teză. Auzi? Știi tu. E un mare, mare păcat, spune Biblia, să stai tu acolo să putorești tătăzua. Bater, hai să merem după 2 bidoane de apă, că rămânem fără apă în casă. Dar pe, de ce avem copii? Hai că e rândul meu. Deci tu te-ai băgat în sac. Ca să ce? Și sacul în apă. Da. Ce trebuie să fie aia?
Dacă mă vede doamna Dodea, o salut cu drag. Cât poate iubi un elev o profesoară de matematică? Da. Dragilor, astăzi e o zi de hodină. Și pentru că n-am mai postat de două săptămâni, n-am mai postat de vreo 10-15 zile pe canalul nostru de YouTube Răsan la Țară, merem un pic în jos după niște apă și vă povestim câte ceva astăzi, că Andreea mi-a pus niște întrebări și mi-a pornit așa fluxul vorbirii, eu fiind din Ardeal, așa e pe încetul, dar te spunem și dacă vă place, haideți cu noi să vedeți despre ce e vorba. În perioada asta am început cu cositul ierbii și ne bucurăm tare mult să vedem că iarba aia mare a început să se mai aline și arată un pic mai bine. Dar suntem și foarte aglomerați și stresați un pic cu grădina, cu albinele. Salcâmul deja începe să înflorească. Uite ce înflorit e salcâmul ăsta. Stric peste noapte și trebuie ideal să avem 15 grade peste noapte ca să avem și miere de albine. Deci avem vreo 3 familii de albine și dacă vă interesează partea asta a apiculturii, urmăriți, abonați-vă la canalul nostru, că o să vă spunem mai multe. No, era vorba despre... Ce ai, mă? Uite, mă, că te-or întăpa albinele, nu fă scandal aici. Nu știi, teme, că nu-ți fură mine capre. Ce faci? Te joci, așa e? Vezi să nu iei zborul, nu dau așa tare din coadă, lasă mai încet. Ia uitați ce frumos au păscut caprele astea, iarba e un lat de palmă, uniformă, dar mi-e și ciudă. Și urzăcile sunt uniforme. Urzăcile nu le prea ating, dar am observat că acolo de prin iulie, august încolo, încep să mănânce și vârfurile de la urzici. Cred că ar trebui să le cosești înainte să facă semințe urzicile astea. Eu le cosesc, constant le-am tot cosit în fiecare an și pentru că aici a fost plin de urzici. Uite, insula aia mare de urzici de acolo e din ce în ce mai mică. Atâta de bine îmi place să cobor aici în jos, în pădurea mea, cum îi zic, am pădure, pâlcu de pădure. Zbocotan cu pădure. Dar să știți că aici e un crâng foarte frumos în care se adună păsărelele și cântă foarte liniștit. Avem veverițe, căprioarele se mai plimbă pe aici și foarte, foarte liniște. Pentru că suntem în interiorul satului și e zona unde nu prea se lucră cu tractoarele, mai puțin, mult mai puțin. Nu-s pământuri, terenuri arabile. Poate la casă când vine omul pe unde are câte o parcelă mai dreaptă, de aici e mai geluros și... Deci e foarte liniște, oaza noastră de relaxare. Atâta când ne putem relaxa la țară printre lucrări de astea gospodărești. Mergem după niște apă, că ni se... Facem așa o trecere în revistă, că eu mă tăduc și mai întâi vine câte un gând. Situația e în felul următor. A venit echipa de la Trinitas, de la timpul reîntoarcerii și ne-au filmat și ne-au... drenat așa un pic din energie, pentru că în perioada asta noi atât am povestit despre capre încât parcă nici nu mai avem ce zice de ele. Da, au revenit și am povestit și despre capre, vi le-am arătat separat. Însă am fost tare ocupat în ultima perioadă și parcă acum ne copleșește dintr-o dată. A venit și căldurica, și aiurul parcă te obosește, cum ai stat tot în casă, mă tot umblăm, tot facem, tot meșterim, tot... Că mă duc încoace după niște apă, mă duc încolo cu apă, cu urzăci la porci, cu una, cu alta, deci tot ai de făcut tot timpul. Și cumva, parcă ne-o epuizat, am ajuns într-un prag de ăsta de colaps în ce privește YouTube-ul, dar ne pornim din nou și o să facem câteva schimbări. Cred că în video ăsta o să vă spunem despre ele. Ioi. Da.
De fiecare dată când vin la fântâna asta, mi-aduc aminte că noi am făcut-o. Fântâna e mai sus. Noi ne-am tras apă din fântână, ne-am adus aici frumos să fie pățeavă. Și e foarte comod, foarte relaxant să ne umplem bidoanele și să ședem aici pe pietrele astea, pe care, apropo, ne-am tăsocotit, ne-am tăchinit cum să le punem, cum să le facem. Vai câtă bătaie de cap am avut, că eu vreau într-un fel, Andreea vrea într-altul. Și... Da, dar până la urmă a ieșit bine, că le-au mai așezat ploaia, le-au mai așezat caperele, că s-o sui pe ele și uite ce frumos stau. Că da, mă, te bagi și tu în seamă. Așa faci tot timpul. Nu, care tot timpul? E video meu, te bagi și tu la el, am nu. Cum e video tău? Tu ce ai de zis? Cum e video tău? Iar încep. Vezi cât o ținut apa de la Măriuca. A venit Andreea mai înainte în jos, s-a tot uitat după... S-a tot uitat după Măriuca, a văzut-o că s-a tot uitat Măriuca în coace, tot mirosea găleata goală, i-ai dus și i-ai dus o găleată de apă. Tatăl împingea găleata cu botul. Și apoi am zis că să-i pun niște apă, doar și la ei sete, ca la tine. Cătă cine ai zis? Eu, cătă mine. Aha, nu. Deci tu cu tine ți-ai comandat. Mhm. Bravo. Și uite-te că deja o golit-o, că știi ce face? Își bagă nasul în ea după ce bea sau câteodată nici nu bea. Și așa face, nu o răstornă, tătă. Îi trebuie ceva undeva să se scalde. Nu știu dacă o mai lăsăm aici cu caprele, am putea o lăsa. Știi? Ce mulți țânțari sunt. Foarte mulți. Asta e treaba, că... Vin țânțarii pe noi. Cred că de acum au venit primăvara, nu? Putem zice, da. Dragilor, atâtea aventuri am avut în ultima perioadă și nici nu știm dacă să le spunem toate sau nu. Unele sunt greutăți, altele sunt probleme. Păi, pe mine foarte mult m-a marcat treaba cu albinele cu rapița. Rapița anul ăsta s-a gătat incredibil de devreme. Deci, dacă pentru albine e un an foarte greu, întreaga natură simte diferența. Caprele astea fac pășnecherele să plimbă numai de aici colo și ciuguiesc câte un fir de iarbă, deja începe să le scadă un pic lactația, chiar dacă iarba e... Eu cred că au prea mult la dispoziție. Da. Închide-le o porțiune acolo, să nu mai tot să aventureze așa tot. Când au prea mult, ele se păstă tot, dar dacă le dai numai un pâlc așa, o porțiune mică, mănâncă pe aia cât pot și... Ce, cum ești tu expertă la capre? Da, eu știu, dar tu trebuie să vii să mă întrebi, dragul meu. Eu ți-am mai spus. Tu vino și treabă, mă, eu te învăț dacă ai nevoie. Deja încep să muște țânțare din noi. Da. Dragilor, schimbăm un pic, trebuie să schimbăm, că nu mai putem cu volumul ăsta de muncă. Chiar e multă muncă. Și avem acum, suntem depășiți și cu gospodăria din Cătun, avem de lucrat acolo. Eu cred că maxim 2 videoclipuri pe săptămână e ceea ce putem noi face. Și chiar dacă și am ajuns la 30.000 de urmăritori, lucru pe care, știi ce, cumva mi-l doream. Că mă gândeam, nu, cam acolo la 30.000 vreau să ajungem și o să fie bine. Da. Oamenii apreciază și văd, da? Probabil că suntem noi foarte nișați, că noi suntem genul homesteading, cum fac ăștia în America. Și nu chiar, că noi suntem, nu suntem așa bombastici, așa fabuloși. Dar ne bucurăm să vedem că peste 30.000 de oameni ne urmăresc pe YouTube și vă apreciem pe toți, însă pentru noi e multă, foarte, foarte multă muncă. Bine că e multă muncă pentru că vin din toate direcțiile așa pe noi, oarecum, știi? Da. Și e greu să ții pasul cu toate și atunci când vin atât de multe și ai atât de multe de făcut, e normal să... cele pe care le consider deja neesențiale, să le pierzi din vedere, așa cum am făcut noi cu ultimele 2 săptămâni și vlogging. Păi esențiale au fost toate și vlogging-ul pentru noi e important și o prioritate. Păi e important, dar nu e esențial pentru supraviețuire, să zici așa, știi? Da. Noi, eu zic că în același timp putem spune și că ne-am luat o pauză de
respir, o pauză de gândire, o pauză de... O pauză, oricum o să ne mai luăm în luna august. Cred că întreaga luna august nu o să postăm absolut nimic, atunci și o pauză va fi normal, așa se face. Însă, revenim și acum deținem din nou de treabă, dar schimbăm un pic formatul și vom posta, cred că când? Joi? Păi joi și sâmbătă, cred că zilele cele mai ok, pentru că marța, de exemplu, în timpul săptămânii, toată lumea e aglomerată după weekend, cu tăte pe cap, inclusiv noi, că și pentru noi e greu. Ma ne trezim că, ce zi e astăzi? E marți seara. No, ce facem? Postăm? De multe ori ne găsim în situația asta și... Dacă vă hotărâți să faceți YouTube, că văd că multă lume vrea să facă asta, fie că vor să facă chestii de gospodărie, cum facem noi, sau pe alte subiecte, din ce am văzut, unii YouTuberi filmează mai multe videoclipuri într-o zi și trebuie neapărat să le pregătești dinainte, lucruri la care noi încă n-am reușit să ajungem. Și asta înseamnă că suntem constant cu o zi, două înainte de postare, suntem... Mamă, trebuie să facem și aia, și aia, și aia, trebuie să și filmăm, trebuie să și postăm și trebuie să vă ținem pe voi conectați, pentru că știm că vă place ce facem noi și ne admirați și ne susțineți și asta ne bucură foarte mult. Ne bucură să vedem interesul vostru în traiul la țară. Că nu suntem noi, n-am inventat noi traiul la țară, nu așa, dragă? Nu, nici într-un caz și nici nu încercăm. Noi chiar trăim cu bucurie, noi trăim cu bucurie viața la țară și dacă sunteți alături de noi, vă apreciem tare mult. Așa e. No, avem și câteva vești foarte faine. Ce și vești, interesante. Dragă? Păi pentru mine e o chestie foarte faină ce am reușit să colaborăm cu cei de la Roade de Oraș. Pentru că în urmă cu un an sau doi ani, nici nu mai țin minte, știu că mi-am dorit să participăm și noi la târg și nu s-a putut atunci. Roade de Oraș, pentru că noi avem audiență națională, e un târg local. Cu producători locali de excepție, cu produse foarte faine și de foarte bună calitate, de aia suntem și noi acolo. Dar da, sunt produse foarte faine și producători foarte buni. Și vreți să participați, să gustați din produsele noastre, cea mai simplă variantă la care suntem noi conectați în momentul de față e la târgul Roade de Oraș din parcarea Vivo Mall, care se întâmplă între orele 4:30 și 5:30 vinerea, fiecare vineri. Pentru a participa sau a cumpăra de la producătorii de la Roade de Oraș, este un grup special Roade de Oraș, unde puteți intra, comanda de la toți producătorii. E foarte faină treaba. Cred că tristețea mea cea mai mare în momentul de față e faptul că trebuie să-mi cer voie să mănânc o bucată de brânză și să iau o sticlă de aur din frigider. Da, am ajuns în halul ăla. Pentru în care... că suntem cu 7 capre la mulți, producția nu-i foarte grozavă anul ăsta parcă, e bună, dar nu-i ca anul trecut. Anul trecut Fifi o dat la prima fătare 4,5 litri. Acum ai mai slăbuț? Se apropie de 4:30, dar poate că și frigul, cum încă nu poate sta afară și e peste noapte rece sau ce se întâmplă, deci producția nu e foarte fantastică. Dar mi-e ciudă că n-am produse, tu. Eu nu pot mânca o sticlă de aur fără să-mi cer voie, că nu, a, e voie, oare nu-i voie, dar ai și pentru mine. Cum să, dar eu le crejesc caprele astea, spune-le la aia de la Roade de Oraș, că astea roade se produc la țară. Și țăranul trebuie să mânce și el. Așa că ori crești prețul, dacă s-a atâta de mult și să înghesuie, ori nu știu ce se întâmplă, dar îi mai refuz și le spui, ne pare rău, avem o producție limitată, eu nu mai cumpăr capre. Eu din taia este dacă ne mulțim, în rest nu trebuie capre străine. Păi ne mulțim, ia că tot mai mult. Eu, câte am avut anul trecut la mulți? 5? 6. 6? Nu 5? Nu mai știu. 5, că nu aveai pe lângă stand. Acum avem 7 și vin astea la alte 3 din urmă și mai deci ținem 4 10. Educe. O să fie 10 anul viitor. Anul viitor o să fie 10 dacă ajută Dumnezeu și nu moare vreuna, că e foarte probabil să moară, deși am luat, am ascuns toate frânghiile. Dar de ce 10 așa? Chiar nu-i bolnavă niciuna, atât e sănătoase, acum bine, se pot întâmpla în acasă. Capra moare așa, că e sănăzare ei, ce crezi tu? No, bun. Deci asta e principala mea traumă în momentul de față, că umblu după capre și
Și tu n-ai lapte. Avem de lucru după ele și eu trebuie să-mi cer voie despre iaurt. Da. Am pățit amuntul, zic că vroiam să iau o bucată de telemea din frigider și am... Nu, să nu umbli acolo, că n-am tătă mi-i comandat, tătă mi-i prătămoată și nu am, și nu știu ce-o-i face. No, băgând s-o pus și-o socotit-o și-o cântărit-o și-o pregătit pachetele ce-o avut precomandă, mi-a rămas și mie oarece niște capte pe acolo, dar nu așa să trăiești, hai să fim serioși, no. Te duci și le dai tot ce e mai bun, cele mai frumoase bucățele la oamenii de la oraș. Da, mi-am place, că din ce am văzut la târgul ăsta, oamenii serioși vin, cumpără. Da, cred că o singură persoană nu s-a prezentat după. No, dar nu o muștruluiesc acum. Mai sunt și de ăștia, poate i s-a întâmplat ceva grav în familie sau ceva, nu știu. Da. În general, oamenii par serioși. Da. No, vlogul ăsta, dacă ține 45 de minute, voi îl opriți când vă piere cheful, noi știți cum suntem. O să începem la cosut deja și la strâns de fânuri. Da. Na, dragilor, ca să nu vă ținem totuși 45 de minute, cred că putem încheia acest video. Neapărat să ne scrieți în comentarii părerile voastre vis-a-vis de ce am discutat și vă mulțumim pentru participare. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Pa!